Peste 150 de studenți de la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițean au participat la un marș al inimii. Împreună cu colegii noștri și dorim să încurajăm populația pentru a avea grijă de sănătatea lor. Viitorii medici au împărțit pliante și mere cu scopul de a încuraja trecătorii să adopte un stil de viață sănătos, în special să meargă pe jos, să se alimenteze corect și să se informeze. Totodată, tinerii au compus și câteva devize. 100 de pași, o inimă sănătoasă, un măr pe zi ține medicul de parte. Dar care sunt cauzele principale care duc la îmbolnăvirea inimii? În primul rând, cred că un mod de viață nesănătos. Mai este și ceva genetic, poate. Pliantele date sunt în legătură cu informarea populației pentru o viață, un mod de viață sănătos. Cauzele bolnavirii de inimă. Oamenii au rămas plăcut surprinși de inițiativa studenților de la medicină. Da, eu știu, desigur, marșul inimii și asta e din toată inima și tot sufletul. Chiar dacă viitorii medici s-au întrecut în a oferi sfaturi pentru a combate bolile de inimă, aceștia nu prea au putut să spună care sunt cele mai frecvente afecțiuni cardiace. Multe. Tu personal câte boli cunoști? Multe cunosc. Întrebați pe altcineva, poate știu. Mulțime. Să vă număr. Dar eu nu pot așa. Cele mai frecvente boli de inimă care sunt? Cardiologie. Nu vă pot spune cinstit, dar știu că sunt 5-6. Asta este infarctul miocardic, este ateroscleroza, cardiopatiile ischemice și anginile pectorale. Este de obicei la noi în țară, persistă 58%. Studenții au mărșăluit de la biroul didactic până în scoarul catedralei, unde au și lansat în aer mai multe baloane în formă de inimă. Ziua Mondială a Inimii este marcată anual pe 29 septembrie. În Moldova sunt înregistrați aproximativ 500.000 de cardiaci. Maria Ieșanu, Veceslav Cotin, Oleg Arabagii, pentru știrile 21.